nu aveam bani de ea când a apărut. Bine, nu aveam bani nici când am luat-o. Mamă, ia uite plate. Ia, te arătă-l puțin pe ăsta. Ia uite, cine să mătărizi, mă, că nu ai ce să faci. Mai motion. Eu fac vloguri cu oricine care are ceva de spus ca să facă vizualizări. De altfel, de ce fac eu un vlog? De seama, fac un vlog și nu se uită nimeni. Este, mă. Trage de o p***a, mă. Tata sărac, mereu zicea, nu-mi permit aia, nu pot aia. Ăla bogat zicea, cum fac să-mi permit aia? Cum fac să ajung acolo, frate? Ce stresul meu și focusul meu era cum să fac mai mulți bani. Stresul lor, autorităților, era cum să mă prindă. Rupezi, zici negativ, ești doar pozitiv. Păi, ți-am zis ceva ce să zic, ce poți să zic. Ce nu-ți place? Fii cârcotaș. Îmi place. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu ce mașină? Porsche 911 Turbo S. Am mai făcut un Turbo S, dar am zis să mai fac un nou și cu tine, că am zis că ai mâșchi și ești al meu, ești din tribul meu. Da. Cum te cheamă? Hai, tata. Cătălin Grad. Cum am ajuns să facem vlog, Cătălin? Băi, Andy, de când ai început să faci vloguri cu mașini, am zis, abia aștept să am un supercar, ca să pot să-l contactez pe Andy să facem un vlog. Ai văzut tot ce trebuie să ai, este un supercar, un supercar ca să facem vlog cu mine. 600 și ceva de cai, suficient. Da. Ai înțeles cât de simplu e să facem un vlog împreună? Ai nevoie doar de un supercar. Dacă ai intrat deja pe anunțul să îți cauți o mașină tare, ce vă spun eu mereu? Care e regula numărul 1 la cumpărarea unei mașini? Nu te întâlnești cu vânzătorul până nu verifici mașina pe car vertical. Și dacă tot facem un vlog cu Porsche, hai să-ți arăt câteva la care să ai grijă dacă dai peste ele. Cum le-am verificat? Am luat seria mașinii, am dat click pe linkul din descriere pentru 20% reducere, am băgat seria mașinii pe car vertical și am așteptat un minut raportul. Aveți un Porsche decapotabil albastru, nu la fel de frumos ca la Lamborghini, bineînțeles, dar care arată impecabil în pozele din 2023. Are 67.000 de kilometri, nu au fost dați înapoi. La cronologie, surpriză, nu a trecut niciun an fără să aibă o daună. Daună în Germania 2019, apoi vândut în România în 2020, unde a avut daune în fiecare an. Oare au fost nasoale? Hai să vedem. 2019 neglijabil 1000 de lei, 2020 o daună măricică, 25.000 de ron, în 2021 și mai mare, de 60.000 de ron, iar în 2022 iar daună mică. Avem și poze la una dintre daune, lovită în față, cu airbag sărit, pare că a intrat sub un camion sau ceva. Următorul este un Turbo S negru, din 2021, cu doar 2000 de kilometri. Nici nu s-a dus mirosul de nou, că i-a și dat o daună. Apoi a fost vândută în Polonia. Rar mi-a fost dat să văd o daună atât de mare, aproape 90.000 de euro. Mașina e lovită peste tot, zici că a fost folosită pentru testele Euro NCAP. Sistem de răcire, accesorii motor, caroseria pe toate părțile, airbag-urile sărite, elemente de structură, geamuri. E praf mașină. Să vedem și pozele de la accident. Și fonată pe toate părțile. După airbag-urile laterale sărite, pare că acolo a fost bubuită. Cred că a derapat și s-a lovit pe toate părțile. Nu foarte grav, dar se explică de ce a costat atât de mult reparație. Că a fost peste tot atinsă. Uite cât am aflat eu, cu doar câțiva zeci de lei dat pe un raport car vertical. Pentru că aveți 20% reducere, folosind linkul de descriere sau codul Andy Popescu. Acum hai să revenim la vlog, dar mai încolo o să vă arăt încă un Porsche bubuit. Așa cum v-am promis, vă mai arăt repede, pe final, un 911 GTS cu 29.000 de kilometri, fabricat în 2019, cu prima daună în Statele Unite în 2020. Epava e scoasă la vânzare și ajunge în Polonia, unde imediat are altă daună, apoi revândut în Franța. Se vede și prima daună de state, iar cea din Polonia a fost de aproape 45.000 de euro. Destul de bubuită și mașina asta. În pozele din 2022 vedem cum a ajuns în Franța. Arată bine, totul în regulă. În pozele din 2021 vedem că a fost bubuită bine în față, cu airbag-urile sărite. Dauna asta împreună cu cea din Statele Unite ne cam dau cu virgulă. Nu sunt sigur că mașina asta mai e în toate mințile ei. Noroc cu car vertical, e atât de ușor să afli trecutul unei mașini verificând-o pe car vertical. Ai și 20% reducere folosind linkul din descriere sau codul Andy Popescu. Un raport car vertical te poate salva de o țeapă de 10 sau sute de mii de euro. Sper că v-a plăcut vlogul și ne vedem mai jos la comentarii. Dar știi care e faza? Eu fac vloguri cu oricine care are ceva de spus ca să facă vizualizări, că altfel de ce fac eu un vlog? De seama, fac un vlog și nu se uită nimeni. Deci înseamnă că trebuie să zic ceva interesant. Hai, trebuie să zic ceva interesant, că altfel, toți scoatem ceva altfel îmi pierzi mie timpul, îi pierzi timpul editorului, îi pierzi timpul oamenilor care se uită la noi, pierdem timpul tuturor. Okay. Trebuie să zic ceva interesant. Ia zi, cum de ți-ai luat mașina asta? Pentru vlog. Zi. Mă, era dream car-ul meu de când a apărut. Bravo. Îți dai seama că nu aveam bani de ea când a apărut. Bine, nu aveam bani nici când am luat-o. Deci a fost cu leasing, cu credit, cu ceartă prin familie, așa. Îți dai seama, e supercarul care le îmbină pe toate. Și putere, 0-100, 0-200, bate cam orice. Ai și două locuri în spate pentru copilași. Până la urmă... Lux. Da. Ai și lux, ai și putere, e cea mai echilibrată. Cât costă? Nu știu, de nou e 200 ceva de mii, acum e pusă la vânzare, pe Autovit, la 169. Da, ai vrut să faci vlog, ca să vezi mașina. Bun, din ce an e? 2017. E veche, domnule, e veche. Da. 2017 și are câți cai? Ea de fabrică are 580, având o evacuare Klein, are un stage optimizat, decent.
de 650 de cai. Da, 170.000 de euro. Sunt o grămadă de bani, frate, la banii ăștia îți dai cu Huracan. E ca și, adică îți dai seama, eu când mă imaginez că aș merge acum cu Huracan, am o emoție mult mai puternică decât cu un Porsche. Absolut, și probabil o să atragi mai multe da, depinde ce vrei. Eu nu zic că e greșit, pentru că știi care e faza, tu poți să simți altceva față decât simt eu și atunci n-am cum să mă supăr pe tine pentru gusturile tale. În primul rând, Huracanul consumă dublu. Impozit te uiți la consum triplu. Când ai 170.000 de euro. Nu, eu voiam și, știi cum e românul, vrea să le îmbine pe toate. Voiam și confort, și spațiu, am și loc de bagaje. La adică, cred că poți să și dormi în ea, deci... Ți-am râi, uite, plăit. Bă, l-am văzut pe ăsta fără să exagerez, cred că l-am văzut și ieri când am filmat cu Ferrari. Ah, oh, fuck! Ăștia cu Tesla mereu visează la Ferrari și la Lamborghini, știi? Ăla cred că e singurul care poate să ne facă. Vezi? Ți-ai luat mașină de 170.000 de euro și trece una pe lângă tine. Cât costă una? 150, nu? E și mai ieftină. Și vrei să-ți mai zic una? Ca să-ți o dau la temelie gravă? Asta înseamnă și cu un Cayman, care e 30.000 de euro. Și lucrează și la 20. Ah, pentru omul de rând, mă mai întreabă lumea, cât costă? 50-60.000? Lumezi la îndreptate, știi? Clar, asta e o mașină pentru pasionați. Ia tu, întrebă-l puțin pe ăsta. Ia uite, ce să mătăriți, mă, că n-ai ce să faci, mă? Hai, mă, ușor. Ce să-i faci, mă, că n-ai ce să-i faci, mă? E played, man. E played. Hai, nu am văzut că se întreabă. Ăștia sunt tocilari. Ăștia că te cunoaște. Ăștia sunt tocilari. Da, mă, n-ai ce să faci. Da, mă, dar măcar auzi, da, mă, auzi motor, auzi motor. Auzi, îți dai seama că eu sunt cărcotaș acum, fără mișto. Țin tu așa pe românește, direct și foarte pe scurt, în 10 secunde să termin. Ce diferențe sunt între ăsta la design și Cayman? Mai vazat, mult mai lat, mult mai jos. Omul de rând nu vedea asta. Nu. E ca și când eu zic, lumea, bă, e diferență de la cel la pământ între Aventador și Huracan. Și la ce? Uite, bă, că e tot Lamborghini. Tot Lamborghini, dar pentru mine e o diferență enormă. Zic, frate, cum știi? Pentru că la Aventador este mult mai lat, mai lat, mai jos, mai lung. Deci e altceva, știi? Adică pentru mine e diferență enormă. Probabil și acum, în timp ce vorbeam, vreau, chiar fac vlog cu Andy. Da. Să atent la ce spui tu, dar chiar mă gândeam tare, da. Deci vezi un vis îndeplinit. Dar vezi, pentru să faci vlog cu mine, este ca și când stai de vorbă cu mine. Pentru că noi am stat de vorbă vreo 10-20 de minute la mine în studio. Așa. Și nu e absolut nicio diferență între cum sunt eu în realitate și cum sunt pe vlog. Bine, la început te percepeam puțin arogant. Frate, am zis că merg cu metrou și om arogant zice că merge cu metrou. Se mai și laudă cu asta. Nu, pe bune. Nu simt. Trage mișto mașina, îmi place. Ceva să simt, așa? Da, îți spun eu că ăștia care și-au Porsche, ca să zic și eu așa, au o treabă, o emoție, în sensul că le-a plăcut cândva un Porsche și acea, cândva în copilărie sau în adolescență, ai avut o experiență cu un Porsche și asta te-a determinat ție să-ți placă foarte mult Porsche-ul. Sau spune-te, băi, cum e adevărat că la un moment dat îmi doream Cayman, când tot vorbeam de Cayman, și am ales un M392, care a fost cea mai bună decizie. Motorul ăla era genial. Adică ții minte că și Jeremy Clarkson de la Top Gear spunea că what a car, what a masterpiece. Aha. Cum a zis, lasă, cândva o să am și un Porsche. Dar vreau să fie un Porsche adevărat. Dar de ce Porsche? E cea mai echilibrată, e cea mai... Vezi că, de exemplu, 911 Turbo este un benchmark pentru toate supercarurile. Aha. Că fuge. Că fuge, că are handling, că frânează extrem de bine, că îți conferă siguranță, că... Știu, dar vezi că depinde ce e important pentru tine. Pentru mine, care... Nu e important să iau curbele cu viteză, deci nu mă interesează o mașină race. Pe mine mă interesează o mașină care să mă facă să mă simt eu. Aia e mașina care te face fericit, care să mă urc în ea și să zic, frate, nu vreau să mă urc în altă mașină. Este că o am de 2 ani și de fiecare dată când o parchez, nu cred că a fost o singură dată în care să plec și să nu mă întorc, să mă uit la ea, zic, Doamne, cât e frumoasă. Bravo. Și în 80% din cazuri îi fac și o poză, oriunde o parchez. Și ce zici, o vizi?
mai am început mai mai multe proiecte. Aha, ai nevoie de bani cu familia și cu mama m-a ajutat să termin proiectele mai repede. Da. Păi și după aia cu ce să mergi? Are soția un Q7. Aha. Mai pe la service avem niște mașinuțe mai mici, deci ne... Ai service? Am un service auto, da. Ăla e main business-ul, că toată lumea era curioasă că de unde îmi permit... Păi de unde îți permiți? Iată, ia zile, de unde îți permiți? Păi acum vreo 15 ani tatăl meu a deschis o vulcanizare auto, era un singur elevator. Și acum ăștia comentarii, bal de la părinți. Da, era o vulcanizare cu un singur elevator. Așa. Din păcate, el a murit, mai bine 10 ani. Și te-ai cum a murit acum 2 ani. Și cumva am fost nevoit să mă întorc acasă pentru o perioadă, în Maramureș, în Bișeu. Așa că am dezvoltat service-ul, acum mai... Zic eu că cel mai tare service din zonă, da? Avem 6 elevatoare, linie ITP, punct de fugă, service, climă. Aha. Și chiar am o echipă de băieți foarte... Câți angajați ai? Suntem 10 acum. Aha. Zic, suntem că mai muncesc și acolo, mai fac și o inspecție. Știi, aia cu ITP-ul, n-are nimic așa, domnule, și avea 2 dolari. Da, vedeți-mă că am văzut toate clubele, toate mimurile. Da? Și câte de stăzi la sală, că văd că ai bicepsul format? Andy. Mai mare ca al meu. Ce să zic, nu știu... 3-4 ori pe săptămână, ideea e că și dacă n-ajung la seară, fac sport acasă. Da? Adică ce, măcar elastic? Elastic, kettlebell. Faci și cu elastic, da? Da, 20-30 minute pe zi în fiecare Brav. Zi. Asta da. E cheia, frate, pentru viață sănătoasă. Câți ani ai? 36. Mulțumesc. Îmi place foarte mult să fac mișcare și consider că asta este cheia pentru o viață, o calitate a vieții mare, înaltă, să te simți bine fiecare zi și să îmbătrânești frumos. Mai mie îmi dă încredere, îmi dă energie și cumva pe lângă astea. Da, mă detașez cumva de griji, de probleme, reușesc să fiu în lumea mea și starea de după sală sau după sport nu se compare cu nimic. Și tu antrenezi? Da, mi-am făcut și atestatul de instructor de fitness. Deocamdată am ajutat prieteni, cunoștințe și oameni pro bono, deci să nu sară în afunem la bani de la nimeni. Da. Vreau să ajut cât mai mulți oameni să-și găsească practic echilibru între corp, minte și când se uită în oglindă să zică, bă, da, e fain, îmi place de mine. Fără să facă înfometare, fără să cheltuie o grămadă de bani. Că, probabil... să poți să mănânci sănătos și să nu simți că trebuie să mor de foame ca să slăbești. Asta da, e o chestie, toată lumea vrea să slăbească și să arate bine, știi? Până la urmă, ideea este, și corectează-mă dacă greșesc, ca să slăbești atât de simplu, trebuie doar să mănânci mai puțin. Dar trebuie să poți să te abții. Și cum faci să te abții? Că de fapt asta e problema, toată lumea știe că trebuie să mănânci mai puțin ca să slăbească. Nu e o metodă secretă. Păi, nu neapărat mai puțin cantitativ. Să fie deficitul caloric, păi, că lumea da, asta greșește. Mănâncă o salată, le zic, mănâncă piept de pui, cât de mult. Ca să te umfle la burtă, nu? Da, să simți că ești sătul, să nu ai senzația de foame. Și să zic că nu doamne că nu e, mie îmi place zahărul, îmi place sucul, îmi place prăjiturile. Asta o să zic. Și eu am o zi pe săptămână în care îmi dau delir. Tot ce mi-era poftă. Da, tot ce mi-era poftă pe parcursul săptămânii, mănânc atunci. Deși acum după perioadă parcă nici asta nu mai fac. Suspensia. Dacă aș la început. Asta îmi place, iarăși la mașina asta, că uite, în drum de București, nu-ți rupe, adică Maramureș-București, nu-ți rupe spatele. Când ai venit la Maramureș? Aseară. Da? Cât ai făcut? Vreo 12 ore, că am oprit. Prin Brașov, prin... Da? Cum am vrut să mă bucur de drum, să nu fiu pe grabă. Poate te mai conving să mai vii odată. Da? Ce e de făcut pe acolo? Păi în 22-23 iulie facem un event auto foarte fain, Rock Supercars Meeting. În două zile cu... Ce chestia asta Rock Supercars? Că am văzut că scrie lumea în comentarii. Numele de Rock a pornit de când eram eu micuț și îmi plăcea foarte mult Sylvester Stallone, Rocky Balboa. A făcut filme porno, știi? Am aflat și asta. Mi-a plăcut foarte mult că nu renunța niciodată și că avea o disciplină, că avea chef, că n-avea chef, el avea disciplină și visul lui, pe care nimeni nu putea să-l... Zice că a făcut filme porno, că și-a manetat câinele. Și dacă au pornit tot conceptul cu rock, rock auto, rock fit, rock ITP, rock kids, o să fie mai multe. Avem și o asociație, a fost visul soției să aibă o asociație de salvare a animalelor. Aha. Așa că am făcut asociația Rock, care înseamnă Rules of Kindness. Dar care sunt, care sunt, dacă ar fi așa să zici în 10 secunde, cele mai importante sfaturi pentru un om care să slăbească? Să mănânce piept de pui și salate? Și apă? Nu, ideal ar fi să consulte un specialist, indiferent că e nutriționist, că e antrenor de fitness. De ce? Adică nu e suficient să mănânce mai puțin? Păi nu, pentru că nu vrei să creezi nici carențe, nu vrei să te îmbolnăvești. Pe mine, dacă mă întreabă cineva cum să slăbească, îi zic foarte simplu. Frate, mănâncă ce carne vrei tu, cu ce salate vrei tu și cu cât mai puțin carbohidrați și cu apă. Ce ai de adăugat în plus față de chestia asta? Să-și facă câte un cheat day pe săptămână.
A, asta dacă nu pot, dacă nu sunt în stare să facă non-stop, ideal ar fi fără cheat day. Da. Așa. Păi cam astea sunt regulile de la care poți să pornești și să dezvolți, frate. Da, da, cam astea sunt regulile. Luați-l pe Antipopescu la trenerul personal. Deci este că eu în ultimii 5 ani m-am îngrășat și am slăbit de vreo 3 ori. Aha. Tocmai ca să-mi demonstrez, să le demonstrez și celorlalți că nu e imposibil. Este că medicii mei nu trebuie să fac sport. Și eu tream cu gândul, băi, eu n-am voie să fac sport, trebuie să mă feresc. Dar tot timpul asta ziceam, dacă eu pot, pot și tu. Trebuie să căutăm soluții, nu scuze. Exact, că soluții, noi, nu scuze, vezi că asta e un mare efort. Și la noi pe zonă, oamenii se plâng, oamenii de afaceri, că nu avem angajați, că nu serioși. Ok, atunci din altă parte, implică-te mai mult. Soluții. Probleme sunt, e chestie și de noroc, pentru că dacă ar fi... Cum să zic eu? Dacă îți faci mai multe contexte, mai multe conjuncturi, da, o să apară la un moment dat și norocul. Da, trebuie să încerci. Cel mai important lucru pentru succesul viața este perseverența. Să nu te dai bătut. Cine are mai multe șanse să reușească viața? Unul care zice, a, nu pot, bă, e greu, e nașpa viața, trebuie să ai noroc. Sau unul care zice, frate, eu încerc. De acord, dar la un moment dat trebuie să și stai un pic și să vezi, bă, merg în direcția bună. Da, că s-ar putea să fii perseverent într-o direcție greșită și foarte a fost. Și aici mai am niște exemple. Am un prieten care a avut o cafenea și tot băga bani și efectiv, frate, nu se mai termina tot pe minut de gen. Și atunci trebuie să vină un moment în care zici gata. Cel mai important este să înveți cât mai multe ca să ai mai multe cunoștințe și după aia o să le aplici tu, pentru că ai deja cunoștințele. Învață lucruri și o să-ți fie ele folositoare pe viitor. Multă lume m-a întrebat cât face 0-100. Și cât face? Nu știu. Ne vedem acum. Hai să aflăm. Bine, undeva în jur de 3 secunde, dar trebuie să fie condițiile optime. Da. Asfaltul, am deci eu zic că așa cum e, face 3,7 secunde. Crezi că așa mult? Da, eu așa, adică experiența mea asta îmi spune și acum o să vedem cât de adevărat e ceea ce cred eu. Da. Bine, hai să zicem, dacă e bună 3,5, dar nu mai puțin. Deci de 3,5, 3,7. Așa am ajuns după atâtea vloguri, sute de vloguri, am ajuns să am experiență. Ia să vedem. Ești gata? Dă-i. Suna! Hai să încercăm eventual și una pe Sport Plus. Sigur. Încercăm. Cât mai mult, cât mai bine. Dacă nu stricăm mașina, e bine. Doar să de la Porsche zic că sunt foarte rezistente cutiile. Ready when you are. Go! 30, 39, 40. Suna! Din stânga de la volan se simte foarte repede. Da, o să vedem. Eu zic că 3,5. Înțeleg de ce îți place mașina. Ți-ai luat, cred că ți-ai luat mașina perfectă pentru tine. Da, la dar înțeleg în același timp că mașina asta nu e mașina perfectă pentru toată lumea. Bă, știi cum e, eu tot timpul am zis, dacă ți aduce fericire, dacă te face să fii un om mai bun, dacă îți permiți. Și dacă nu-ți permiți. Dacă te ajută și te împinge să vrei să evoluezi. Da, asta da. Și eu am dat toți banii mei pe o mașină acum vreo 15 ani. Toți banii mei, 50.000 de euro. Toți erau... Ce ți-ai luat? Toți șasele sau ce? Nu, mi-am luat SL, Mercedes SL. Da, a fost șmecher era... pentru că mi-a dat putere de muncă. Ce zici? Îți dau încredere în tine. Îți dau un boost. Da, dar vezi, putea să fie o greșeală dacă eu nu mai făceam bani și dacă nu mai funcționam. Plus că și oamenii te percep altfel. De exemplu, de când am mașina asta, da, asta totul, îți mai deschise porțile. Da. Oamenii sunt mai friendly cu mine. Da, pentru că îți crește statutul și felul cum ești. Deși eu sunt un om fain și fără mașina asta. Da, normal. Ai bun simț, vorbești frumos, nu ești arogant. Nu ești gal din Popescu. Deci așa mai percepută. Da, mega, chiar așa. Bă, stai cu travaiul dacă n-avea bani de la părinți. Nu-i rău să ai bani de la părinți. Adică vreau, îmi doresc copiii mei să aibă bani de la mine. Îmi doresc să-i ajut. Îmi doresc să... Cred că-i Play-Doh ăla, nu? Ăsta tot arde pe aici. Cred că aici vine, că aici are loc, știi? E bun mai zis că dacă ești pozitiv, știi ce a zis Robert Kiyosaki în Tată bogat, tată sărac? Tată sărac mereu zicea, nu-mi permit aia, nu pot aia. Bă, la bogat zicea, cum fac să-mi permit aia? Cum fac să ajung acolo, frate? Cum fac să ajung acolo? Adică îți schimbă total. Cine crezi că are mai multe șanse de reușit în viață? Unul care zice, a, nu pot, mă, doar dacă ai noroc reușești în viață, dacă ai moșteniri, dacă ai... A, nu mai așa. Sau unul care zice, frate, eu pot, dar cum pot să ajung acolo? Trebuie să fac tot ce pot. E clar că ai șanse mult mai mari. Plus că atragi oameni care o să te ajute, băi, care o să... Eu credeam că mindset-ul e vrăjeală. Eu credeam că mindset-ul înseamnă un căcat, mă, e vrăjeală de 2 lei, mă, să-ți ia bani, mă. Atunci când începi să realizezi
câteva chestiuțe micuțe, începe să-ți dispară din hate. Hai să mă focusez pe mine, pe ce pot eu să fac, să fiu eu mândru de mine, să mă ofer cu ăsta tot, decât să, nu, să fie mie ciudă că tu ai realizat poate de 10 mai multe chestii ca mine. Și odată ce simți chestia asta și înțelegi, asta se numește inteligența emoțională. Faptul că tu îți înțelegi ce simți și te gândești, bă, nu-i bine ce simt. Și ce să învăț de la ei, din experiența lui. Exact. Și eu de la tine și tu de la mine și conlucrăm. Poți să fii invidios pe Cobra Tech, să zici, uite mă, că haterul ăla, că ăsta fură banii la oameni, înțelegi? Sau poți să zici, bă, foarte bine, uite, a ajuns super cunoscut, bravo lui, și-a luat Bugatti. Ia să fac și eu. Exact. Știi? Cum fac să-mi iau și o Bugatti? Da. Pe căi legale, bineînțeles. Nimeni nu zice să faci ceva ilegal. Dacă a făcut ceva ilegal, o să plătească. Deci am văzut un TikTok cu Sorin Ovidiu Vântu, spunea, îl întreba un reporter că ați făcut și lucrurile legalități, da, pentru a face bani. Ce evident. Deci stresul meu și focusul meu era cum să fac mai mulți bani. Stresul lor, autorităților, era cum să mă prindă. Da. Bine, nu încurajăm. Nu, asta e clar, adică ăla e punctul lui de vedere. Da, da. Eu n-aș face așa ceva pentru că aș sta cu prea mare stres să fac ceva. Așa merge bine să dormi liniștit noaptea, da. Să știi că oricine sună nostru nu poate fi poliția, nu pot fi mascat. Dacă nu ai făcut nimic, dacă asta nu ai stat liniștit. Vorbeam și cu contabilul meu, bă, ajută-mă cât poți în acte, dar nu vreau niciodată să iau ceva mai mult decât o amendă. Exact. Nu vreau să fie nimic penal. Da, frate, așa gândesc și eu, frate. Hai să vedem. Mai vreo 80 la oră, nu prea trage așa. La 80 la oră, sunt la 50 la oră și dă-i. Deci, atent, dă-i cu întâia și la 50 la oră. Întâia. La cât ai ești? Întâia. Întâia? Da. Du-o în 5.000 de ture, o lași un pic și după aia dai talpă. Lasă-o un pic, antilagul, talpă. Marf. Este, mă. Trage de o p***, Davos. E bombă mașină, n-ai ce să fuge. Tot timpul îți dă un zâmbet, n-ai este. Pe mine încă mă surprinde. Știu, și așa este. Ce vreau eu să zic? Și încă o dată aici vedem nuanțele în viață. Înțeleg, e foarte tare, dar eu cred că dacă aș conduce un huracan, emoția la mine ar fi mai mare. Doar emoția. Nu vorbesc de performanță, da, nu vorbesc da, de nimic, doar emoția. Eu când îmi iau mașină, gândesc doar din punctul de vedere ce simt eu, frate. Hai acum să trec eu la volan, nu? Hai. Ce mod suntem? Modul sport, valvele deschise, păi modul pe care îl folosesc zilnic. Are și un mod mai cu minte? Mai cu minte, cel de oraș, normal, în care sunt valvele închise de la evacuare și mai bune. Nu vrem cu minte. Atunci sport e ok, suspensia vrei mai tare, cred că e ok așa. Da, mai dă mai tare, să mă plâng după aia că e rigidă. Hai să vedem, suntem la 3-a, avem 5 la oră și o cal blană, da? Blană! Ce șuier așa. Vântul? Se deschise geamurile? Bă, dar nu cred că e vântul, e ceva cameră de-a ta sună. A, da? Da. A, o fi de la asta. De sus, da. Hai să-i dăm de pe loc așa un pic. Fără launch control, da? 3, 2, 1, blană! A fugit! N-are lac mare aia, treptat. Jutam. N-are lac mare. Da, asta e șuier. Să apeși și butonul de... De antilac. Îl folosești des? Nu. E o mașină foarte sportivă, asta îmi transmite. Nu simt diferențe de la Turbo S la 2020 la asta 2017. A zis o asemănătoare, așa? Da. E o mașină mișto, dar nu mergi la o. De ce nu mergi la o? Că deși e foarte sportivă, e mai indicată pentru unul care e race, așa, driver, știi? Eu nu sunt race driver, eu sunt de ăsta de oraș. Îi dau de la un semafor la altul dacă nu e trafic. Hai să dau și eu un 0-100. De pe loc. Cu antilac sau fără? Fără, nu? Păi încearcă cu. Cu? Apăs butonul? Da. Plană! 100! Doar am călcat-o la formă. Nu se pune că nu era pregătită de... Da. De 0-100. Ia să vedem. 3, 2, 1... Iauzi. Plană! Să vezi? 2! 100! S-a simțit deci ceva? Îmi place, mă. Ai simțit ceva? Soc.
asta este concluzia mea. E o mașină foarte mișto, dar emoția, eu am o emoție mai mare când un Aventador sau cu un Huracan măcar. Știi, adică, sau într-un Ferrari. Adică Porsche, eu îl văd așa un pic sub Ferrari și sub Lamborghini ca emoție. Deci nu vorbesc de preț, nu vorbesc nimic, doar ca emoție pe care o simt eu. Și atunci, cauza faptului că vreau să fie un pic și mai comod și mai daily. Da. Da, știi că oamenii cumpără cu emoțiile și justifică cu rațiunea. Da. Eu pot să vorbesc doar despre ceea ce simt eu. Nu înseamnă că Porsche e o mașină mai nașpa decât Ferrari sau decât Lamborghini. Spun doar că mie îmi trezești emoții mai puternice Ferrari și Lambo și decât un Porsche. Deci data viitoare facem un vlog cu un Ferrari sau... Da. E mai mișto un Lamborghini decât un Cayman, cum ai tu. Mai dăm, nu da. Se chinuie. Într-adevăr, la viteze mari e bombă mașina. Adică... Da, e foarte așezată și un handling foarte bun. Da. Ia să vezi, aveți aici un tâmp unde testez eu suspensia, să luăm cu 130 la oră. Ia. Da, mă, e mișto suspensia. Să luăm o întrebări de la public. Intri tu pe Instagram să le citim? Tu de ce turbo ai și nu GT3? De ce? Pentru că tot mai soare și locurile în spate și mai daily decât un GT3 care nu se pretează la un loc cu familie. Consider că este un supercar adevărat, logic, întrunește toate corectele unui supercar. Cât consumă, dacă sunt cu familia 12%, dacă singur, o medie de 15%. Costul de întreținere, un schimb de ulei cu filtre undeva la 3000 de lei. Eu am făcut revizia la Lambo ieri, jur, 18.900 de lei. Anvelopele, nu știu, sunt undeva la 2000 de euro. Plăcuțe, discuri, fiind ceramici, le schimb la 100.000, undeva la 20.000 de euro. Îți fac pentru tineri. Nu știu, cred că să aibă disciplină. Chestia asta, să faci lucrurile indiferent că ai chef sau nu, să nu aștepți să te trezești cu chef. Cred că de aici pornește tot. Da, viața nu e ușoară. Și să învețe cât mai multe lucruri, să acumuleze cât mai multă experiență. Și cât mai multe greșeli. Greșelile te învață. Exact. Pentru că te doare. Și dacă te doare, reții. Asta este scopul durerii. Scopul durerii este ca să nu mai greșești. Nu să fie ca noi cu zâmbet pe buze. Și acum aștept comentarii. Ei, dracu, ăștia! În mașini străine. Bată la părinți. Că mie îmi place să trăiesc viața, să râd cât mai mult, frate, să râd, să mă simt bine. Pentru că at the end of the life, da, deci la sfârșitul vieții, pe atât de moarte, trebuie să te uiți înapoi și să zici, bă, frate, am avut viața mișto. Da. Am trăit, chiar dacă nu mai e nimic, chiar dacă nu există suflet, chiar dacă nu se singe lumina de tot, forever, și nu mai e absolut nimic, bă, măcar m-a simțit bine, frate. M-a simțit bine, a râs. Dacă râzi toată ziua și te simți bine și ești genuin înăuntru tău să fie așa, nu să fie doar o mască, bă, ai o viață mai mișto decât miliardarii. Pe cuvântul, da, ai o viață mișto. Fain în viața, da. Aveam emoții pentru vlogul cu tine. Pentru că ne fiind o persoană publică, nu-i ca par în fiecare. Da, e teama de ridicol, da, teama de greșeli, exact. Dar n-ai de ce să... Și apoi cumva raționa mi-a zis, bă, vreau să mă bucur. E o chestie pe care mi-o doream de mult, da. Vreau să mă bucur de experiență, vreau să fiu acolo, prezent, nu? Bravo, nu să stau să-mi fac griji. Și atunci te-a surprins plăcut. Da, și încă mă surprins de zi. Da. Nu mai lasă să aibă pops and bangs. A, da? Deci nu te lasă la păs. Îi dau așa direct, nu? Da, îi lasă și atunci aia. Îi dau pe direct. Așa, mă, de... Vezi? Am avut o emoție plăcută. Mi-a plăcut, am simțit așa puțin adrenalină. Ești pe dreapta, ești că sunt bogat. Să stânga, să o la dreapta. Mamă, ce bine stă pe corpuri, deci
chiar stă. Da, mă, e race car direct. Doresc și o să ies mai nebine. Spune un zâmbet pe buze. Ce să le mai zice oamenii despre mașină? Rupe, zici negativ, ai zis doar pozitive. Păi știm ceva ce să zic, ce pot să zic. Ce nu-ți place? Fii cârcotaș. Îmi place. Visam atât de mult la mașina asta încât atunci când am luat-o, am plecat de la vehicul proprietar și după vreo 5 minute am oprit pe dreapta. M-am dat jos și efectiv plângeam ca un copil. Ce tare. Adică nu vrea să cred că mi-am îndeplinit visul și wow, chiar e a mea. De Matea și plan. Vezi când a revenit? Uite-te-și. Doar trebuie să apeși pe accelerație și spune un zâmbet frumos. Da, adică e voluntar. Da. Mai rar. Tu-ți dai seama cum fugea Porsche-ul ăla în care a murit Paul Walker? Dacă ăsta fugea așa, care e stock, el era animal. Ce să le mai spunem oamenilor în încheiere? Să intre pe Instagram. Da, lăsăm Instagram-ul tot care e. Catalin.rock. Așa. Și o să vadă chestii faine acolo. Intrați pe Instagram-ul lui. Și îl așteptăm pe Andy la... La vișeul de sus. Da, la evenimentul nostru auto. Ca să mă plic cu mocănița. Merge că cu mocănița. Am auzit, am auzit când era mic de mocănița, dar n-am... Mai merge? Merge. Hai că o să organizăm un weekend fain. Da, perfect. Lăsați un comentariu și ne vedem la comentarii și eu o să citesc toate comentariile, promit. Cauciucurile? Da, da, da. Dar poate dacă le călzesc un pic? Haide! Băi, bă! Ok. Suta. Chiar ziceam la Dan, zic, oare să aibă chef să mă arate un pic la ambă, ce nu știu, spune tu. Păi zic, spune tu, că zic, tu dai mai bine cu el. Vrei să dau o tură cu Lambo? Aș vrea că ai... Nu trebuie neapărat să dai blan, așa că ai experiență, n-am fost niciodată într-un Aventador. 100 de euro. Și acum apac să limb în Lambo și lumea se întreabă dacă, dacă ai dat bani sau nu pentru... Trebuie să stai lipit de scaun. Ai de cap. Cred că nici o mașină nu poate să-ți... Adică și gândește, tu ai conduci un Turbo S, da, adică benchmark. Da. Senzația imaginea asta e... Deci acum voia Andy să mă arate de ce merită să-ți vinzi un inic și să-ți iei un Lamborghini. Deci când ești în ea, tot timpul să-ți zici bravo Andy, a reușit. Ce a reușit, mă, care bat de la părinți? Ce a reușit? Ce așa și eu reușeam. Ce poate să facă decât să vorbească? Vorbește, fratele meu. Vezi cât ești bine dispus, nu te mai trajează nici ei tu, frate. Uite, mă gândeam că, de exemplu, pentru înălțimea mea, un Aventador ar fi prea mare. Nu e. Dar văd că tu te-ai obișnuit cu el foarte bine și... Deci, uite cum e mașina. Ce mă, mi-a făcut ziua mai bună. Aoleu, cam. Abia aștept să călzesc ca să pot să-i dau. Hai, mă fac toți cu scoate. Mi-a schimbat dispoziția, frate. Ești serios? Așa cum te bucuri tu de Porsche? Da, că știu că tu te bucuri. Da, pită de asfalt. Deci iată de aici. Stabilitate. Hai de ai văzut? Da, deci deloc mișcă. Deci... Da, și zicea că a mea e pită. Și are Henry. Da, puțin la aer. Oh.
O simt, nu? Vezi? Există mașini și există Lamborghini. Da, nu, nu se compara. I'm the hater. Compareți cu Tesla, nu? Da. Faptul că... Da. Bucket list neapărat. Vreau 3 zile. Da, am băgat microbul. Da. Și am stat în dreapta și după aia am și condus. Ah, oh, Dorian! Wow, Dorian Yates! Best! Amazing! Ce, băi, era Dorian Yates, să fac... Jur! Băi, ești nebun, era Dorian Yates! Era erou nostru de copilărie. Băi, ești nebun, nu vrei să cred! Ronnie Coleman. Ce? Deci am avut așa goosebumps. Nu l-am văzut. Băi, era Dorian Yates, făcea ok. Cum dracu poți să nu fii fericit, dracu? Vine Dorian Yates, frate, și face ok Mr. Olympia de atâtea ori. Mamă, ce tare, să-mi bag piciorul. I just met you in traffic right now, Dorian. Thank you. Thank you so much for giving me the thumbs up. I appreciate you, man. You're a hero. Foarte tare. Vlog cu Dorian. În Lamborghini. I'd love... Uite că a răspuns, frate. Ce a zis? You're welcome, brother. Noroc cu car vertical, e atât de ușor să afli trecutul unei mașini verificând-o pe car vertical. Ai și 20% reducere folosind linkul din descriere sau codul Andy Popescu. Un raport car vertical te poate salva de o țeapă de 10 sau sute de mii de euro. Sper că v-a plăcut vlogul și ne vedem mai jos la comentarii.